face regulament. Că dacă eu pe Facebook te fac pe tine cu oțet, tu să-mi, păi, să-mi interzici asta. Păi nu, am zis fiecare să-și facă treaba la maxim. Atât. E foarte simplu, trebuie să identificați care sunt cele două părți. Cine e dragostea, cine e cu mântură. Bine, ai zis, nu noi. Noi din ce din asta trebuie. Dar nu ne intră pe mântură. Trebuie să facă cumva bine. E vorba de bucătărea interna primării. Domnul Tumașa, vă rog, când dați mie voi cuvandat prea mult. Nu, e prea mult. Deci, în legătură cu achiziția de consultanță, sincer, eu vreau să întreb. În momentul de față, există regulament de ordine interioară? Există fișe de post pentru fiecare? Există, nu? Da. Deci, trebuie de actualizat. Pe bani să facă o firmă de consultanță, nu-s de acord. Deoarece nu vine nimeni să-mi spună mie ce să fac eu ca consilier. Eu am legea, noi putem lua regulamente din nou, îl reactualizăm, vedem unde este o IBA, vedem ce putem face noi, și nu pe bani. Nu am înțeles. Nu am înțeles. Ce votez și ce nu trebuie să votez. Dar mie spune legea ce să votez, domnul. Dar nu știm legea, da? Când au fost ultima dată avizate? Vă spun eu, niciodată. Nu vă spun niciodată, de când eu consider că n-au fost avizate. Adică de 13 ani sigur. Fiecare trebuie să aibă un regulament de ordine interioară, ca să fim mai profesioniști, să urmărim un principiu, niște regulamente, și dacă noi vrem să fim mai buni, trebuie să respectăm niște regulamente. Cu asta, e simplu. Da, dar de ce noi putem actualiza noi cei de aici, la parte specialitate? Să nu mai dăm un bani. Asta este un alt lucru. Noi votăm chestia de... Sarcinile astea pot fi atribuite, dacă doamna primar consideră unei alte persoane care nu are atât de lucru în primăria asta cât ar fi să aibă, și să spunea, o să am două variante aici, am două variante, domnul Bani. Nu am fost bani. Da, dar va fi un consilier juridic care, eu zic că cât de cât să se care să fie nou angajat. Aia e partea pe gară. Este 25 aprilie concurs, am înțeles. Aici am multă muncă de teren procedură. Păi la prima întâlnire am înțeles că nu s-a prezentat nimeni pentru că a fost salariul foarte mic. La a doua... Vechimea prea mare de la 8 ani, a ajuns la 5 ani. Dar salariul tot ăla a rămas. Credeți că acum o să fie cineva interesat pe un salariu de mizerie să fie angajat tot primărie ca jurist? Deci noi putem lucra pe salariul de mizerie, alții nu mai vin. Eu știu de salariul și alții n-au spus și salariul. Doamna secretar, vă rog frumos să nu cunoașteți salariul de mizerie. Cunoașteți salariul de angajat. Că știm salariul de milioane luare. Lăsați, doamne, că știm salariul de ce ai filozof rămâne, doamna secretar? Auziți? Păi dacă o să puneți toți presiune cu fața acum, nu va sta bun, siguranță. Păi pe cine pune presiune? E, deci ca pe consilier și pe angajat. Că stau cu micul de primar. Pe cine pune presiune? Cred că mi-a scăpat un porumb, scuze. Deci
Noi vorbim de a vota proiectul cu salariile, n-avem treabă, există cine se ocupă de salarii. Eu mi-am spus cum nu de acord cu suma, nu de acord că cineva să o facă cu mie, cel puțin contractul. Eu pun la vot cine... Îmi permiteți să vă mai spun.